Un leu în plus la pensie poate lăsa pe români fără ajutoarele de la guvern. De exemplu, ajutorul de 1400 de lei pentru plata facturilor va fi primit de pensionarii cu venituri sub 2000 de lei la 1 ianuarie. Dacă aceștia vor depăși pragul după majorare, nu vor mai lua acești bani. La fel se va întâmpla și cu ajutoarele în două tranșe pentru cei cu venituri sub 3000 de lei. Adreză, asta e, ce să faci? E normal ca cei care nu au muncit să primească ajutoare, dar nu cei este care au... Nu este normal, nu este. Să știe chestia asta, dar ce să mai zicem, nu zicem nimic. Suferim, mama, suferim, am suferit atâția ani. Zicea că înainte e rău, era mai bine înainte, da. Asta este, ne păcălesc. Banii de la guvern pentru alimente și facturi vor fi acordați după ce vor fi recalculate pensiile, după majorarea de 12,5%. Astfel, ajutorul pentru facturi de 1400 de lei în două tranșe va fi acordat celor care au pensia acum până în 1511 lei. Se dau 1000 de lei pentru pensiile sub 1333 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1334 și 1778 de lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 1779 și 2667 de lei. Sumele vor fi împărțite în două tranșe, care se vor acorda pe parcursul anului 2023. Vor fi date acele ajutoare după ce se va aplica mărirea valorii punctului de pensie. Deci, pragurile se vor ridica și vor fi foarte multe pensii care nu vor fi, adică pentru care nu vor fi date aceste ajutoare. Pensionarii se așteptau la o majorare de 15%, cât este rata inflației. Bătaie de joc. Și să vă mai zic, la o pensie de 1350 cât am eu, ia gândiți-vă ce pot să iau de sărbători, să mai rămână și de medicamente și de tot. Cam peste 170, cred că primesc eu cam 1700 și 1800 aproape. Am ținut la 50 de euro, 2 milioane jumate și luăm și noi acum, ți luăm. Un pic de carne, un pic de șoriț, ce putem să luăm? Nu am renunțat la nimic, un pic de cârnați tot luăm acolo, ca să fie Crăciun, nu așa e. România are peste 4,7 milioane de pensionari de care trebuie să aibă grijă, iar peste 3,2 milioane dintre ei au pensii mai mici de 3000 de lei.